Nici ploaia nu i-a oprit să iasă din case, mânase dorința de a demite guvernul în jur de 3.000 de oameni. Unii cu pelerine de ploaie, alții cu umbrele, au îndurat frigul și au protestat în Piața Victoriei din capitală. În cea de-a 20-a zi de proteste, oamenii au cerut un guvern nou, fără eticheta Ordonanței 13. Împreună, pe ploaie și furtună, rămânem împreună, pe ploaie și furtună, rămânem împreună! Deși plouă foarte mult în capitală în această seară, oamenii au ieșit în număr foarte mare din nou aici în Piața Victoriei. Ei au venit cu umbrele, cu pancarde pe care au scris mesaje inedite, așa cum ne-au învățat, dar și cu steaguri. Oamenii cer un singur lucru, ca guvernul condus de Sorin Grindeanu să-și dea demisia. Așteptăm, rezistăm până schimbăm guvernul ăsta de hoți. Să vină alt guvern, tot de la ei nu ne interesează, dar nu cei care au fost în noaptea, în acea marțe neagră. Demisia ministrului de justiție, care și-a reproșat doar niște probleme de comunicare, nu i-a împăcat pe protestatari. Iar discuțiile în contradictoriu din Parlament despre celebrele ordonanțe 13 și 14 i-au făcut și mai neîncrezători pe cei care ies în stradă. Efectiv, să se clarifice odată toată situația și să se știe exact ce se întâmplă cu ordonanța. Chiar dacă vor rămâne în continuare la guvernare, guvernul ăsta trebuie să plece pentru că este neserios și a dovedit că face totul ca să salveze interlopii, oamenii politici care au dosare penale și așa mai departe. Zi de zi, aici vom fi! Zi de zi, aici vom fi! De pe 5 februarie, în fiecare zi am venit la protest. În fiecare zi sau mai ales noaptea, seara. Deci, non-stop. De ce vii aici? Pentru că îmi pasă, pentru că vreau schimbare de atitudine a clasei politice. Cred că e prea puțin demisia ministrului justiției. Apogeul manifestațiilor a fost atins pe 5 februarie, când în stradă au ieșit 600.000 de oameni, jumătate dintre ei în Piața Victoriei. De atunci, oamenii au continuat să protesteze în fiecare zi, într-un număr mult mai mic, însă uniți de aceleași cerințe și de sloganul Rezist.